Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit în anul 2014. Haideți, spuneți că v-a fost dor de mine. Mie atât de dor mi-a fost de dumneavoastră, încât n-aveți habar. Bine ați venit, bine v-am regăsit la emisiunea 1, 2, 3 Milena, o emisiune care, cum să spunem, reîncepe în luna aprilie a anului 2014. An 2014, care vedeți și dumneavoastră, are o vibrație 7, o vibrație 7, cum să spunem, vibrație 7 deloc plăcută. O vibrație 7 care este vibrația însingurării, o vibrație 7 care este vibrația misterului, a necunoscutului. Toți vom fi mai ciudați, vom fi mai ciufuți, vom fi un pic altfel, un pic altcumva. Toate manifestările noastre vor fi altfel decât le cunosc ceilalți, decât se așteaptă ceilalți să fie. Și da, în acest an relația noastră a tuturor cu divinitatea este puțin mai strânsă, este altcumva. Am scris în ianuarie 2014 într-un ziar la care, ziar local, la care eu țin foarte mult, câte ceva despre anul 2014 și cum aceasta este prima emisiune după vreo 9 luni, trebuie să recunosc. Și nu știu dacă ar trebui să-mi fie rușine, dar recunosc că mi-e un pic teamă așa, am nici caiva emoții și atunci prefer să citesc la început ce am scris eu în ianuarie despre anul 2014, an cu vibrație 7, anul cu vibrație 7, care știți și dumneavoastră, se calculează 2 plus 0 plus 1 plus 4, care înseamnă 7 și care ne influențează pe toți, indiferent de data nașterii. Evident, cei care sunt născuți într-o zi de 7, de 16, de 25 sau cei care au cifra destinului 7 sau 9 din 2 și 7 sau 7 din 2 și 5 vor fi feriți de marile necazuri pe care acest an 2007 le poate provoca. Haideți să trecem la ceea ce am scris, poate mai scăpăm de emoții. Așadar, anul 2014 va veni și se va desfășura aducând în viețile tuturor deopotrivă fericire și surprize, însingurare și accentuarea credinței, întâmplări ciudate și mai ales îndărătnicie. Ne vom confrunta cu propria încăpățânare, dar mai ales vom fi deranjați de orgoliul exagerat al celorlalți. Ei bine, anul 2014 este un an în care ideal ar fi să nu ne facem planuri pe termen lung și este bine de știut că orice am încercat noi să planificăm în acest an sau într-un an cu vibrație 7, într-o lună cu vibrație 7, ori într-o zi cu vibrație 7, nu va avea parcursul corespunzător. Ceva se va întâmpla de fiecare dată și ne va bulversa și ne va strica toate planurile. Așa că mai bine mai încetişor, iar în ceea ce privește banii, nici atât. Banii vor veni mai încet, vor veni mai lent, dar, spre norocul nostru, vom avea parte și de surprize plăcute, însă, de această dată. Ei bine, în acest an ne vom interioriza mai mult. Vom scotoci adânc prin sertarele prăfuite, vom redescoperi melancolici cât de dor ne este de bunici, cât de mult ne lipsește copilăria. Vom tânji după singurătate, dar vom fi însoțiți de aducerile aminte care ne vor ajuta să punem în balanță realizări și eșecuri, să redescoperim dorințe neîmplinite. Vom fi mai atașați de valorile trecutului. Poate vom deveni mai ciufuți, poate vom fi mai de neînțeles, poate ne vom izola, vom dori mai multă liniște, vom trasa frontiere, vom lăsa storurile grele să cadă între noi și ceilalți. Poate vom dori să ne rugăm în singurătate, ne vom redescoperi, ne vom aminti ce aspirații am avut și vom privi atent în oglinda sufletelor către cei ce am devenit. Cu siguranță toate aceste trăiri se vor dovedi folositoare sufletului. Vom fi atrași de mister, vom fi atrași de necunoscut, de bizarerii, vom fi însă mai reci, mai categorici, ne vom urmări țelurile cu mai multă ambiție. Poate ne vom gândi mai mult la propriile persoane,
la propriile năzuințe, la propriile trăiri, decât la cei de lângă noi, care la rândul lor vor fi prinși de propriile aspirații. Ei bine, dacă ne gândim acum la dragoste. Cu dragostea mai încet în acest an 2014, pentru că vibrația 7 ne determină, așa cum am spus, să fim mai reci, să fim mai retrași, să fim mai zgârciți în a spune celuilalt te iubesc sau în a face complimente. Dacă în anul 2013 vibrația a fost 6 și ne-a îndemnat către dragoste, ne-a îndemnat către căsătorie sau, dimpotrivă, ne-a îndemnat să ne hotărâm să facem pași importanți către divorț, acum, în 2014, cu această vibrație 7, vom avea mult de furcă și cu noi și cu cei de lângă noi. Cu siguranță ne vom înțelege mai bine propriile motivații. Este anul în care psihologii vor avea realizări importante, iar psihiatrii vor tinde să experimenteze vindecări miraculoase. Preoții vor împrăștia mai mult din harul lor, iar ateilor li se vor zgudui din temelii fundamentele pe care și-au clădit necredința. Nu știu dacă dumneavoastră mai sunteți răciți, eu însă sunt terminată. Am băut niște apă rece de aici, am luat așa vreo două înghițituri, după care mi-am pus apă fierbinte. Mi-am terminat gâtul oricum. Revenind la anul 2014 și la ceea ce pregătim noi și la ceea ce am vrea să realizăm în acest an 2014, ei bine, da, vom simți că baierele pungii se deschid mai des pentru a scoate bani și mai rar pentru a adăuga. Vor apărea însă și momente binecuvântate pentru care vom fi recunoscători pentru tot ceea ce am primit și pentru tot ceea ce avem lângă noi. Politicienii săraci se vor înțelege mai greu, parteneriatele vor scârții, șefii vor descoperi că angajații nu mai acceptă ordinele. Asta e, înțelegerile se vor finaliza cu întârziere și după îndelungi negocieri greoaie. Vor izbucni discuții din orgolii prostești și războaie din nimic. Acum ați văzut și dumneavoastră ce se tot întâmplă, ba cu Rusia, ba cu Crimea, ba cu America, cu Statele Unite ale Americii, este ceva așa, toți vorbesc, nimeni nu se înțelege, fiecare vorbește pentru el. În schimb, apele se vor liniști neașteptat în ultima secundă. Ei bine, cu siguranță luna noiembrie nu este cea mai bună pentru alegeri prezidențiale. Vibrația nouă acestei luni fiind mai degrabă propice finalurilor, încheierilor, rupturilor. Nimic din ceea ce începe, așa cum vă povesteam eu anul trecut, nimic din tot ceea ce începe într-o zi, într-o lună sau într-un an cu vibrație nouă nu va avea parcursul corespunzător și nu doar atât, nu se va finaliza așa cum trebuie. Decembrie însă este luna potrivită începuturilor sigure, puternice, care promit realizări și încredere. Dacă în octombrie avem tendința de a purta bătălii cu toți, dar și capacitatea de a lupta pentru propriile credințe și șansa de a câștiga procese, războaie sau chiar bani, grație vibrației universale 8, în februarie, care tocmai a trecut, și noiembrie, ne-ar prinde bine mai multă atenție, controle medicale suplimentare și ceva mai multă indulgență cu cei pe care iubim. Căci tindem să producem separări definitive pentru că, din nou, influența vibrației nu este cea mai bună. În aprilie, luna aceasta, este luna în care mai mult ca oricând în acest an vom asista la negocieri reușite. Vom avea șansa de a face cunoștințe utile și vom primi ajutorul prietenilor. Este o lună bună pentru discuții legate de tranzacții. E drept că oscilațiile bine-rău nu vor lipsi și ne vor tăia din avânt, pentru că vibrația acestei luni este 2. Nemulțumirile însă vor fi trecătoare și de scurtă durată. Eu cred că despre lunile mai, iunie, iulie, august și septembrie am putea vorbi liniștiți săptămâna viitoare, pentru că n-au intrat emisiunile noastre în sac. Tot în același ziar despre care vă povesteam, am scris despre cum vor fi influențate personalitățile Constanței de vibrație anului 2014. Ei bine, am scris atunci despre Mazăre Constantinescu, Mircea Băsescu, Gheorghe Martin, Virgil Coman, Nicușor Daniel Constantinescu, fostul prefect Gheorghe Martin,
Mariana Gâju, primarul din Cumpăna, Ancuța Daniela Bellu, primar al comunei Cogălnicianu, Gabriela Iacobici, Decebal Făgădău, viceprimar al municipiului Constanța, Marian Iordache, Florin Mitroi și, nu în ultimul rând, despre invitatul nostru din această seară, pe care vi-l voi prezenta puțin mai târziu, după ce voi citi despre anul 2014, după ce vă voi povesti cum va fi anul 2014, pentru cine? Pentru nimeni altcineva decât pentru primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, care, trebuie să recunosc, mi-e drag. De altfel, îmi sunt dragi toți primarii acestui județ pe care îi știu, pe care îi cunosc, pe care am avut ocazia să... despre care am avut ocazia să scriu, doar am terminat două cărți cu primarii înaintea alegerilor, odată înaintea alegerilor din 2008, apoi înaintea alegerilor din 2012. Cărți frumoase despre realizările primarilor, despre cum sunt ei, despre potrivirile acestora cu localitățile pe care le conduc, despre cum sunt ei, despre cât de bine se potrivesc cu oamenii din localitate, despre cât de mult ne influențează vibrația localității, comportamentul. Da, este uluitoare numerologia, este extraordinară. Adevărul este că mi-a fost dor de emisiunile acestea. Revenind, 2014, Nicolae Matei, primarul orașului Năvodari, ambițios. Trebuie să vă spun că are o cifra destinului 7 din 3 și 4. 7 din 3 și 4, ceea ce înseamnă că, așa cum vă spuneam, având cifra destinului 7, în acest an cu vibrație 7, va fi ferit de marile necazuri. Ambițios, încăpățânat, analitic, perfecționist. Nu acceptă sfaturi, iar cei care îl cunosc îi respectă acest fel de a fi. Este un tip cu emoții profunde pe care nu le exteriorizează aproape niciodată. Un adevărat rebel. Primarul Matei Nicolae va avea parte de un an 2014 încărcat de emoții diverse. Este un an în care va pune punct unor tovărășii, în care va renunța la o serie de afaceri, în care va termina ceva de mult început, în care se vor sfârși capitole. Va trăi sentimente contradictorii, dar lacrimile îl vor izbăvi. Se va regăsi mai puternic, mai curat, mai înțelegător. Va simți nevoia să dăruiască mai mult, să iubească, da, cu adevărat. Va fi un an cu accente dramatice, dar absolut necesar. Un an al curățeniei generale, interioare și exterioare. Se va uita în jurul său și va îndepărta tot ceea ce este pată, minciună, duhoare. Poate că în septembrie se va simți mai ciudat. Va simți cel mai mult necesitatea de a se despovăra de grijile celorlalți. Dar în octombrie va fi mai sigur pe sine. În noiembrie, vechi cunoștințe de încredere îl vor ajuta, iar altele noi îi vor întinde mâna viguros. În martie și decembrie, martie care tocmai a trecut și dumneavoastră acum veți putea să-mi confirmați sau să infirmați spusele mele, va avea noroc. Poate dacă în acest an s-ar îngriji deopotrivă de trup și de spirit, totul ar fi mai simplu, totul ar fi mult mai ușor. Despre Florin Mitroi, despre Decebal Făgădău, despre fratele președintelui, despre domnul Mircea Băsescu, despre Virgil Coman, șef serviciu, Direcția Județeană Constanța, Arhivelor Naționale, despre, da, și despre Radu Ștefan Mazăre, vom vorbi cu siguranță în partea a doua a emisiunii. Doar nu v-ați plictisi. De altfel, nici n-ați avea de ce să vă plictisiți la această emisiune 1, 2, 3 Milena, o emisiune de numerologie, o emisiune cu dumneavoastră, pentru dumneavoastră, întrucât avem un invitat. Avem un invitat surpriză, aș putea spune. Recunoașteți că nu vă așteptați să-l întâlniți tocmai aici și tocmai acum pe primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie, care recent, la data de 4 aprilie, a împlinit o vârstă. Ce vârstă, domn primar? 48 de ani. La mulți ani,
la mulți ani înainte și bună seara! Bine ați venit la noi la Litoral TV! Bine v-am regăsit! Suntem cam protocolari, nu? Prea protocolari. Sunt cei 7 ani de acasă. Sunt cei 7 ani de acasă. Domnul primar este născut într-o zi de 4 aprilie 1966 și are o cifra destinului 3 din 3 și 0 și are o cifra zilei de naștere 4. Cifra zilei de naștere 4, acum degeaba vă speriați, domn primar, că doar știți, am scris despre dumneavoastră și în cartea aia Aleșii noștri, oameni și ei, cea pe care am scos-o la tipar înaintea alegerilor din 2014, în care, am spus că sunteți corțos, am spus că sunteți, așa sunteți. Sunteți și drăgălaș, aveți nevoie și de dragoste, aveți nevoie, dar vreți să vă spun cum este? Am aici hârtiuțe, calcule importante. Până să vă spun cum este, domn primar, vă las să mai fierbeți. Avem informații importante. Știați că cea mai veche urmă a civilizației antice este la peștera? Dumneavoastră când ați aflat, domn primar, că doar sunteți născut la peștera? Păi am aflat în urma unor cercetări făcute de, niște universități din Germania, care timp de 3 ani de zile au făcut săpături și au descoperit, într-adevăr, urme de civilizație de 380.000 de ani din perioada Paleoliticului, cea mai veche urmă de civilizație din România. Extraordinar, dar cine i-a adus pe ăștia? Nu trebuie să ne lăudăm cu lucruri care, de la o informație, poți, dacă ești și perseverent, să descoperi chiar și lucruri de genul Extraordinar. Acesta. Extraordinar. Și au fost și au făcut aceste săpături în perioada mandatului dumneavoastră? Da, în perioada mandatului meu. Eu sunt de 6 ani primar și cercetările sau săpăturile s-au făcut în ultimii 3 ani de zile. În ultimii 3 ani de zile. Da. Și cum v-a fost? Păi, eu am fost doar gazdă, pentru că pe raza Comunei Peștera Unității Administrative s-au întâmplat, niște cercetări care au ajuns la concluzia că sunt dovezi clare de urme de civilizație din perioada Paleoliticului. Este extraordinar și pentru dumneavoastră și pentru locuitorii Comunei Peștera. Cred că aveți motive clare de mândrie. Încă nu s-a finanțat de România acest sit arheologic, pentru că nu pare atât de interesant. Aceste lucrări s-au finanțat de către Universitatea din Germania. Văd că noi românii nu ne interesează cine suntem, cine am fost. Fantastic. Da. Din nefericire. Fantastic. Avem un mesaj interesant al primarului Vrabie către cetățeni, un mesaj pe care acesta l-a transmis undeva în luna mai a anului 2013. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule primar, voi încerca să spun eu mesajul, să-l citesc eu. Este frumos. De aceea l-am și rugat pe domnul primar. Ar fi fost și mai frumos dacă l-aș fi lăsat pe dânsul să-l citească. Dar fiind prima emisiune, vă rog mult, domnule primar, nu vă supărați pe mine, este prima emisiune după 9 luni. Iată ce spune primarul Valentin Vrabie în mesajul său către cetățeni în anul 2013, în luna mai. Mesajul meu pentru cetățeni este: județul nostru nu a fost niciodată, nu a fost și nici nu va fi. El este în mod egal al vostru, al locuitorilor județului Constanța. Apelul meu către ceilalți primari este să se mobilizeze și să recapete localitățile, iar rugămintea mea către jurnaliști este să transmită corect mesajul meu, pentru că ei, prin puterea pe care o au, sunt mai importanți decât noi primarii. Și fără jurnaliști, de aceea am vrut să vă citesc acest mesaj. Vă repet, iar rugămintea mea către jurnaliști este să transmită corect mesajul meu, pentru că ei, prin puterea pe care o au, sunt mai importanți decât noi primarii. Și fără jurnaliști, noi, proiectele și problemele noastre nu se pot face cunoscute oamenilor. Foarte frumos. Realitatea este că
Eu v-am urmărit activitatea, domnule primar, și am observat că, într-adevăr, relația dumneavoastră cu colegii din presă, cu jurnaliștii, este una foarte apropiată, este una deosebită. Nu v-a fost niciodată teamă de jurnaliști, nu v-a fost niciodată teamă de faptul că aceștia s-ar putea transforma în niște mici tirani, niște mici războinici și că ar putea face în așa fel încât să transmită altcumva mesajele dumneavoastră? Din fericire pentru mine, pentru că am și fost un om deschis așa și nu cu fel și fel, da, fel și fel de interpretări de comportamente, la mine sunt perseverent, nu mă pot eschiva, nu pot juca teatru și de aceea au văzut în mine sinceritate. La mine nu există un lucru să-l spun azi, să nu-l repet și mâine, să-l spun duminica, să spun altceva marțea. La mine e un drum în viață, e un principiu, seriozitatea și corectitudinea. Lucru care a fost sesizat de jurnaliști și cărora le mulțumesc că, într-adevăr, până în acest moment, și sper să rămână în continuare, niciun jurnalist nu a transmis trunchiat vreo informație sau vreun eveniment la care au fost invitați. De fapt, în Comuna Peștera sunt invitați permanenți toți din presă, pentru că în felul acesta, știți, mai vede unul un gunoi sub preș, mai vede și ne mai corectăm și noi. Da, adevărul este că avem și niște jurnaliști în Constanța cu adevărat profesioniști. Așa este. Și pentru că domnul primar Valentin Vrabie tocmai spunea cum este dânsul, haideți să încercăm a confirma și din punct de vedere numerologic, pentru că nu în ultimul rând, ci pentru că în primul rând emisiunea 1-2-3 Milena este o emisiune de numerologie cu dumneavoastră, pentru dumneavoastră, cu persoane cunoscute ale județului Constanța. Valentin Vrabie, data nașterii 4 aprilie 1966. Bineînțeles, așa cum v-am spus, are o cifră a destinului 3. Cum calculăm cifra destinului? Să facem și câteva lecții, să ne reamintim cum se calculează cifra destinului fiecăruia dintre noi. Adunăm ziua nașterii cu luna nașterii, cu fiecare cifră apoi din anul nașterii, adică 4 plus 4 plus 1 plus 9 plus 6 plus 6, care înseamnă, haideți să vedem, 4 cu 4, 8, 18, 24 și cu 6, 30, are o cifra destinului 3 din 3 și 0, este și norocos pe deasupra, riscă și foarte mult, trăiește și periculos. Atenție, domn primar, în timp probleme cu sistemul circulator, inimioară, dureri de cap. Atenție multă, pentru că dumneavoastră vă consumați foarte mult, sunteți permanent agitat și atunci riscurile sunt mari, riscurile de îmbolnăvire. A făcut pe aici ceva trosc. Voi fi îngrășat eu, voi fi slăbit, nu știu, să sperăm că nu voi cădea tocmai în direct de pe aici. Pendulând între exces de seriozitate și exces de bun simț, a rare ori îl surprins pe primarul Valentin Vrabie alt cumva decât scrobit. Uitați-vă și dumneavoastră. Pus la punct, apretat. Orice demers al primarului Vrabie Valentin este bine calculat. Se enervează iute și pedepsește pe măsură. Oare greșesc? Să știți, de când mi-ați mai spus aceste lucruri, de când am citit în cărți, de fapt, în cartea pe care ați scris-o, am încercat să fiu mai atent cu aceste instincte, așa, pentru că, vedeți, în timp și vârsta și ne naștem mediul cu ele, în care, da. Sigur, dar le putem perfecționa, le putem controla. Și sper că ce spuneți dumneavoastră acolo, din cele care sunt, mă rog, în zona excesului, să le fi corectat în mare parte. Sunt parte a caracterului nostru. Tot ce calculăm pe baza datei de naștere ne oferă informații despre caracter. Da, se finisează caracterul. Dar educația are o foarte mare importanță. Și atunci, dumneavoastră aveți perfectă dreptate, din momentul în care descoperim că noi avem niște hachițe, nu tocmai plăcute, nu tocmai celor pe placul jur celorlalți, corect, putem încerca, într-o oarecare măsură și pentru o anumită perioadă de timp, să ne corectăm, să zicem. Știe să fie înțelegător, dacă se merită, convingător de trebuie și curajos permanent, tocmai vă spuneam că este curajos, pentru că are cifra destinului 3 din 3 și 0 și este
foarte serios și are un excesiv de mare bun simț, pentru că are cifra zilei de naștere 4. Norocul îi ține de urât. Este singurul care nu-l părăsește nici când. Ați simțit vreodată că ați avea ghinion? Ați simțit toată că ați fi altcumva decât norocos? Eu și când am pierdut, am câștigat. Așa că aveți dreptate, sunt un norocos. Da, sunteți norocos și pentru că dumneavoastră munciți foarte mult. Având o cifră a zilei de naștere 4, norocul nu vine doar așa. Deși ar putea veni doar dacă ați sta și ați bate din palme, dar dumneavoastră ați muncit. Și din câte am înțeles eu așa, ați muncit de micuțel. N-ați trăit tocmai pe roze. Știu că nu este frumos, dragi telespectatori, dar acum eu vorbesc cu dumneavoastră, cu toți dintre dumneavoastră, unii care sunt, să zicem, mai avuți, alții care nu sunt atât de norocoși, unii care trăiesc mai greu, alții care au reușit să se ridice, dar vorbesc cu dumneavoastră despre oameni care au reușit în viață. Primarul Valentin Vrabie este un astfel de exemplu și nu este o rușine să spunem că a avut o copilărie grea, a avut o copilărie tristă, despre care sper că ne va povesti în minutele următoare. Nu-i frumos, nu-i frumos, e trist să vă... Nu, să știți că e, cum să spun, e... Chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu că în viața mea, în copilăria mea, m-a trecut așa prin toate necazurile și poate nu toate, dar destul de multe necazuri din care eu am învățat și la care fac referință întotdeauna atunci când sunt pus în situația să analizez o speță. Niciodată cel sătul nu-l va înțelege pe cel flămând dacă n-a fost în viața lui flămând, niciodată cel bogat nu-l va înțelege pe cel sărac dacă n-a fost în viața lui sărac. Aceste, la prima vedere, ghinioane din viața mea, de fapt, sunt niște argumente și niște mari aturi pentru mine, pentru că în acest moment, în această postură în care, onorant, o spun, mă aflu, pot rezolva lucruri în așa fel încât omului să-i fie mai bine. Și de foarte multe ori am găsit soluții. Nu tot timpul, că știți, totul doar Dumnezeu îl face, dar în mare parte... Toate problemele pe care le-am întâmpinat, am reușit să le găsesc rezolvare. Și asta datorită, cum spuneați dumneavoastră, trecutului meu mai greu. Dar, de fapt, ați muncit de copil, nu? Învățătură. Sigur că da, până la 16 ani am dormit, nu am tată de la 4 ani, mă rog, poate repet lucrul acesta, dar asta a fost viața mea. Nu toată lumea știe acest lucru, nu toată lumea am rămas ascultat. Cu mama, cu 5 copii, foarte, în condiții foarte grele, în zootehnie la CAP. Am dormit în paie la vaci până la 16 ani. Tot timpul mi-a plăcut să respect acest lucru și mama mea mi l-a impregnat așa, respectul, munca și bunul simț. Dar ați mers la școală, ați terminat liceul, ați... Da, din fericire am putut să merg să continui studiile până la liceu, pentru că mai departe posibilitatea financiară nu îmi permitea, deși atunci se dădea și treaptă în clasa 11-a și BAC, am avut posibilitatea să merg la școală și să învăț multe lucruri și de la școală. Da, extraordinar. Iar în timp, ambiția dumneavoastră și capacitatea de muncă v-au ajutat să ajungeți să deveniți omul de astăzi. Există însă o poveste și mai tristă despre primarul Valentin Vrabie. Este vorba despre tăria dânsului de caracter. Nu uitați că are o cifra destinului 3, dar are o cifra zilei de naștere 4. Cifra zilei de naștere 4 înseamnă că este foarte pragmatic, că este realist, că este cu picioarele pe pământ, că poate fi foarte dur cu toți cei din jurul său, chiar și cu sine, că poate, dacă este nevoie, tăia în carne vie și pune sare, chiar dacă este vorba despre carnea dânsului, chiar dacă este vorba despre sângele dânsului, la un moment dat, când primarul Vrabie a scăpat de necazuri, a fost obligat să treacă printr-o situație în care a trebuit să spună nu cuiva care i-a întors spatele când era copil. Și a făcut acest lucru
Nu atât pentru el, nici pentru cel pe care l-a refuzat la un moment dat, ci de dragul mamei sale. Cum v-a fost atunci? V-a fost greu? V-a fost ușor? Destul de delicat. Neavând posibilitatea să înțeleg. Erați mic, aveți 4 ani. Avem 4 ani, da, nu, dar acest lucru a fost mult mai târziu, când totuși înțelegeam și simțeam lipsa unui tată, însă respectul față de mama noastră, care într-adevăr este o eroină, și în zilele de azi, când vremurile sunt, să zic eu, mult mai acceptabile și statul susține cât mai mult familia, mama noastră nu ne-a abandonat, a muncit alături de cei copii, nu s-a mai recăsătorit niciodată. La ora aceasta are 82 de ani și o salut. Mulți înainte, și... mulți înainte. Să sperăm că se uită la televizor și vă vede. La peștera se prinde litoral. Sigur, da, se prinde. Și merită onorată. E... Așa și este. Nu puteam să nu aleg varianta cea mai bună, ca să rămânem alături de mama noastră. N-a fost simplu, ținând cont de faptul că într-un fel sau altul era sângele dumneavoastră, așa cum am spus. Dar dacă este nevoie să tăiați, tăiați pentru adevăr și pentru tot ceea ce înseamnă în cele din urmă dreptate, nu? Trebuie uneori să luăm și măsuri care nu poți să ai totul pe lumea aceasta și trebuie să alegi întotdeauna drumul bun, varianta cea mai corectă, până de multe ori poate nu corectă pentru tine, ci corectă pentru cei din jur sau pentru familia ta. Așa este corect. La fel faceți și în primărie? Exact la fel fac și în primărie, pentru că închipuiți-vă dumneavoastră, de 6 ani de zile eu nu am fost în concediu nicio zi. Toată activitatea se desfășoară de dimineață până seara, de luni până duminică. Vă o fac cu drag. Vă dați seama, săracii oameni ce pățesc? Vă dați seama, primarii, că da, mai știm și noi, primarii mai pleacă și ei, mai pleacă vinerea la 11, 12, mai pleacă lunea, ce știu eu pe unde, mai pleacă în concedii primarul din peștera, nu, dânsul acolo, zi de zi și cere toate hârtiuțele, am văzut, lăsați că am văzut, cere toate hârtiuțele, le citește, se uită, le dă înapoi, iar le citește, iar se uită, după care ea și semnează. Știți ce înseamnă asta? Doar că angajații ăia săracii sunt cu zâmbetul pe buze. Nu înțeleg cum, nu înțeleg de ce. Au o cafea foarte bună acolo și probabil de la pește ea din acvarii. Da, are două... Câte acvarii aveți acolo? Avem 2 acvarii, da. 2 acvarii. Vă dați seama, pești, apă, stare de bună dispoziție. Ce le faceți? Ce le faceți angajaților lor de acolo? De zâmbesc totuși, deși sunteți pe capul lor de dimineață până seara și sunteți... foarte exact și foarte calculat. Sper și... să nu mă vad așa dur cum mă descrieți dumneavoastră. Am văzut niciodată, nu am închis ușa biroului, se intră, se iese în birou, oricine, oricând, da, dar cu orice sunt verificați problemă. Săracii. Oamenii sunt și ei obișnuiți să mai stea liber, să mai scape de șef, să mai tragă o țigare pe după colț, să mai... Nu cred că mă văd pe mine așa ca un șef și ca un dur, nu. Pentru că ați văzut, în general, e o atmosferă calmă, liniștită. Și vreau să vă spun ca și argument faptul că lucrările în primăria Peștera merg extraordinar de repede, instantaneu, asta înseamnă o relaxare a celor din primărie și, bineînțeles, atunci se ajunge și la rezultatul pe care... De ce merg repede și permanent repede și ca pe roate? Pentru că acolo, în biroul primarului, este un nenea primarul care... Toți primarii sunt așa, doamnă. Ei, unii dintre ei mai pleacă câte 2 ani de zile din 4 ani în concediu, dar asta este comunitatea, așa alege un primar, să muncească sau să se plimbe. E o decizie a dumnealor. Și să știți că la noi rezultatele sunt datorită muncii, dar datorită perseverenței și trebuie să specific că nu sunt obosit și nu fac această activitate forțat, ci mie îmi place. Ceea ce fac îmi place foarte tare. Mă mâhnește așa când se apropie sfârșitul de săptămână și eu nu mai am contact cu oamenii zi de zi. N-aveți de gând să plecați în concediu pentru chiar? Pentru mine nu. Pentru mine concediu ar fi obositor, ar fi trist pentru mine. Eu mă simt foarte bine între oameni. Știți cum mă simt între oameni? Cum se simte peștele în apă. Da. Da, că ați făcut și ați adus în discuție și acvariile. Deci...
Avem o veste extraordinar de bună pentru angajații primăriei Peștera. Domnul primar n-are de gând să plece în concediu, cel puțin nu în acest mandat, cu siguranță nici în următoarele mandate, dacă îl va ajuta Dumnezeu, nu știm unde vor fi acele mandate. Cum am auzit o mulțime de voci care îl tot vor pe la Megidia, alte voci care îl vor nu mai știu pe unde, Dumnezeule mare, nu cred că se poate împărți în atâtea locuri odată domnul primar Vrabie Valentin, chiar dacă este dânsul atât de muncitor, chiar dacă este atât de iute, nu poate fi Speedy Gonzales. Revenind la profilul, pe scurt, profilul numerologic al domnului primar, spuneam că norocul îi ține de urât, este singurul care nu-l părăsește nicicând, este practic, muncitor și dintr-o bucată abruptă. Tocmai vorbim despre acest lucru. Organizat, disciplinat și inflexibil, când are planuri, nu are prieteni, ci doar colaboratori. Trebuie să recunosc că lucrul ăsta l-am văzut și eu. Când mergi la domnul primar cu o treabă, mergi și discuți treaba aia. Altcumva îți spune, astăzi este ziua mea, dacă vreți, veniți să bem un șpriț, dar nu discutăm afaceri. Eu am pățit-o. Asta este. Pot să spun, pot confirma, aceste rânduri au fost scrise înainte de a o păți eu de ziua dânsului, când tocmai aveam treburi de rezolvat cu domnul primar. Dânsul a spus, nu, treaba-i treabă, distracție-i distracție. Nu, domn primar, doar puțin 5 minute, o lecuță acolo. Nu, 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 când muncim, muncim. Când ne relaxăm, ne relaxăm. Astăzi este ziua mea. Bine, domn primar, încă o dată, la mulți ani, m-am conformat, ce să mai... Dacă așa ați descoperit în numerologie... Înainte de a descoperi pe propria mea piele, da. Dar, te poți baza la nevoie pe ajutorul său. Atenție! Dacă ai dovedit că îl meriți. Dar știți cum facem? Mergi la primar și stai de vorbă și te ascultă niciun fel de problemă și vorbește cu tine și te ascultă și iar te ascultă și iar te privește și spune, da, cum să nu? Ne mai vedem. Săptămâna viitoare. Și vii săptămâna viitoare și iar îi povestești și iar discuți cum să nu, foarte frumos, bravo, ne mai vedem o dată. Și uite așa stă domnul primar și te testează și te testează până când își dă seama dânsul cam ce hram porți. Pentru că înainte de toate, dincolo de toate, domnul primar Valentin Vrabie are nevoie de siguranță, de stabilitate, de oameni loiali, detestă minciuna. De fapt, nici nu poate minți. Este foarte dificil domnului primar să mintă. Dacă ar încerca să mintă mult, ne referim la minciunile adevărate, nu la glumițele alea așa. Nu, ne referim la... Dacă ar încerca să mintă, nu i-ar ține. Nu i-ar ține pentru că s-ar cunoaște pe dânsul și fiind obișnuit să spună mereu adevărul, la un moment dat ar da cu oiștea în gard. Nu se asortează minciuna cu mine, doamnă. Da. Și ce mai spuneam aici? Da. Spuneam că nu le amețești cu vorbe frumoase. Vrabie Valentin știe ce vrea și ce nu, ce îi place și pe cine nu va iubi în veci. Adică dacă pe mine nu m-ați plăcut de la început, n-am nicio șansă să mă iubiți după aceea sau să vi se pară dumneavoastră că, uite, Milena poate fi fată bună. Doamne, nu știu, așa v-a ieșit dumneavoastră. Chiar nu m-am gândit să analizez în... activitatea mea din trecut, dacă am procedat așa. Adică chiar cu oamenii, nu? Eu am cu dat... oameni, despre oameni vorbesc. Da. Chiar o să fac așa un... Că pe mine bănuiesc că m-ați apreciat de la bun început. Da, doamnă, cu siguranță. Da. Ce să spuneți acum? Iar despre faptul că este calculat și priceput organizator, vom discuta cu siguranță în partea a doua emisiunii. Este în egală măsură loial și cinstit. Preferă să muncească din greu la el acasă decât să slugărească prin vecini. Și în partea a doua emisiunii vom discuta despre ceea ce înseamnă că preferă să muncească la dânsul acasă decât să slugărească prin vecini. Până atunci, o pauză de publicitate și după pauza de publicitate ne revedem la 1, 2, 3 Milena împreună cu primarul Comunei Peștera, Valentin Vrabie. Și iată-ne din nou împreună cu dumneavoastră la emisiunea 1, 2, 3 Milena, emisiune pe care o veți putea urmări de altfel în fiecare duminică seara, de la orele 17 la orele 18:30, în această săptămână, în prima noastră emisiune, după 9 luni, vă dați seama cât de dor mi-a fost mie de dumneavoastră, în prima noastră săptămână, în prima noastră emisiune de după 9 luni, îl avem ca invitat pe primarul Comunei Peștera, Valentin Vrabie,
despre care tocmai spuneam că are o cifra destinului 3 din 3 și 0 și o cifra zilei de naștere 4, tocmai a fost ziua dânsului de naștere, fiind născut pe 4 aprilie 1966 și tocmai spuneam despre dânsul cum că sper să găsesc și rândul, că este loial și cinstit dintr-o bucată de granit și că preferă să muncească din greu la el acasă decât să slugărească prin vecini. Dar am înțeles că domnul primar preferă să discutăm despre acest lucru imediat după ce îmi va spune dânsul ceva. Nu știu exact da. Ce... O rugăminte, așa un cadou pentru niște părinți fericiți și bunici foarte fericiți. Bunica este chiar colega mea de muncă. De ce vă rog acest lucru? Pentru că de ziua mea, pe 4 aprilie, s-a născut un nepoțel. O, ce frumos! Și dacă doriți să le facem o surpriză mai mare pentru a le calcula dumneavoastră cifrele destinului, se numește Ștefan Patrick. Aici m-ați prins. Știți de ce m-a prins? M-a prins pentru că, la fel ca și dânsului și mie, îmi place al naibii de mult. Dacă vrea cineva să-și bată joc de mine, să mă pună de dimineață până seara să fac calcule numerologice. Și stau ca tontul și calculez și calculez și fac calcule numerologice până pic cu capul pe masă. Atât de mult îmi place să fac lucrul acesta. Deci, cu foarte mare drag voi calcula micuțului, vom face calcule numerologice despre acest micuț, ocazie cu care, dragi telespectatori, vom recapitula lucruri despre care am informații despre numerologie, despre care am discutat cu câteva luni bune în urmă. Așadar, este născut în aceeași zi cu dumneavoastră? 4-a-4-a-2014. Extraordinar! 4-a-4-a-2014. Vă dați seama câți de 4 are numerograma zilei de naștere? Îngrozitor! Are 3 de 4 numerograma zilei de naștere. Și numele este Ștefan Patrick. Patrick. Cu capa, da? Da. Haideți să calculăm împreună cifra destinului. De altfel, toate calculele, tot ceea ce calculăm pe baza datei de naștere, ne oferă informații despre caracter. Deci, bunicuța va ști că în momentul acesta vom vorbi despre caracterul pruncului, micuțului. Și vom face și un tabel. Eu nu prea mă pricep să fac. Nici cu rigla nu trag liniile drepte, dar mă rog, sper că mă veți ierta. 4-a-4-a-2014. Aflăm cifra destinului. Cifra destinului este cea mai importantă din întregul profil numerologic. Ne oferă informații despre trăsături generale ale caracterului fiecărei persoane în parte. În cazul de față, 4 cu 4, 8 și cu 2, 10, 11, 15, 6 din 1 și 5. Mai calculăm o dată. 8, 10, 15, 6 din 1 și 5. Cifra destinului micuțului este 6 din 1 și 5, care înseamnă că 6 înseamnă dascălul, profesorul. Va fi responsabil, serios, implicat, va respecta familia, își va respecta mama, tatăl, va avea nevoie de familia sa în jurul lui, va prefera să meargă către tot ceea ce înseamnă arte, către tot ceea ce înseamnă partea frumoasă a vieții, către latura umană. Dar, atenție, deși va tinde către conciliere, deși va prefera să le dea el sfaturi tuturor pentru că va fi foarte serios și foarte implicat, deși va ține foarte mult la familia sa, va avea așa un fel deosebit de a-i conduce pe toți. De a-i conduce pe toți în așa fel încât nimeni nu-și va da seama că este condus. De ce spun că nimeni nu-și va da seama că este condus? Pentru că în cifra destinului său 6 se regăsește cifra 5, fiind 6 din 1 și 5, am spus tocmai va conduce, va fi un pui de lider, un pui de șef, dar 5, care înseamnă că va fi adaptabil, va fi foarte convingător, va ști să obțină ceea ce își dorește, va avea permanent cuvintele cu sine, va ști ce să spună la momentul potrivit și se va putea orienta către tot ceea ce înseamnă, din nou, mass media, să zicem, pentru că cei mai mulți dintre colegii noștri din presă, din televiziune, din presa scrisă, din radio, cei mai mulți dintre colegii noștri veți vedea și dumneavoastră veți observa, probabil cu timpul îi vom și aduce aici în fața camerelor de luat vederi,
au în cifra destinului sau în cifra zilei de naștere această cifră 5, care este cifra, pardon, care este cifra comunicării, care este cifra puterii de convingere. Deci este cu adevărat un copil deosebit care, dincolo de faptul că se va plictisi foarte repede, dincolo de faptul că va reuși să-i conducă pe toți, dincolo de faptul că va ține foarte mult la familia sa, va și munci foarte mult. Va și munci, pentru că are cifra zilei de naștere 4, adică na, va oscila între dorința de a munci, pentru că are foarte multă putere de muncă, între dorința de a munci și dorința de a pleca la plimbare. Atunci când se va apuca să muncească, va sta acolo de trebuie să-l tragi de guler, să-l tragi de o palme, să-l stropești și să-l ridici din ale lui. Și când se va duce la plimbare, va trebui să-l tragi din nou de guler și să-l aduci la muncă. Dar va ști să le facă pe amândouă și să se distreze și să muncească. Important este să fie cineva de fiecare dată care să-i amintească ori că trebuie să se ridice de la muncă, ori că trebuie să plece de la distracție. Să știți că va avea parte și de o educație aleasă, pentru că însăși părinții sunt niște părinți deosebiți. Și bunice de altfel, deci dar va fi un norocos. Dar va fi responsabil, va fi foarte implicat, va fi foarte serios și așa cum spuneam și în cazul domnului primar, fiind o caracteristică a cifrei 4, tot ceea ce va face va fi serios, tot ceea ce va face va fi de calitate și nu va amesteca niciodată munca și nu va amesteca niciodată distracția, una va fi una, alta va fi alta, prietenii vor fi prieteni, iar colaboratorii vor fi colaboratori. În ceea ce privește comportamentul, haideți să vedem, pentru că numele pe care îl purtăm ne influențează comportamentul. Fiecare literă din numele nostru emite o serie de vibrații, vibrații care ne influențează comportamentul. De aceea, domnule primar, femeile când se căsătoresc, săracele de ele, cad pradă extraordinar. Dumneavoastră. Extraordinar. Tot dumneavoastră sunteți vinovați de tot. Schimbările noastre ale femeilor, de supărările noastre, și de hachițele noastre. Și de schimbarea vremii tot noi suntem de vină. Da. Altfel era numai vară sau primăvară. Păi femeile când se căsătoresc, cele mai multe dintre ele, la căsătorie, ce fac? Schimbă numele. Schimbă numele. Păi să nu-și mai schimbe numele. Păi așa am zis și eu. Dar nu poți să știi. Unele se dacă schimbă se schimbă binele, bine, păi asta spuneam. Păi da, se schimbă în bine, se schimbă în bine, și pentru că de cele mai multe dintre noi, domnule primar, trebuie să recunoașteți, să le schimbăm în bine. Dumneavoastră, exact. Însă, bărbații, nu apreciați acest lucru. Ba da. Dumneavoastră, dacă ne-ați văzut scorpii de la început, nu acum vă așteptați ca după căsătorie să fim tot niște scorpii, iar noi după căsătorie ne transformăm în niște pentru femei mine, model. Pentru mine, femeile sunt niște ființe și ființe sensibile și delicate. Asta văd eu în femei, deci nu spuneți că am o altă părere. Revenind la Patrick, da, și la prietenii dumneavoastră și la colega dumneavoastră din primărie, Ștefan Patrick, haideți să vedem. Ștefan Patrick, să-i vedem comportamentul, ce-și va dori și cum îl vor vedea ceilalți. Fiecare literă are o vibrație, o valoare vibrațională, S vibrație 1, T vibrație 2, vorbesc mai mult și pentru telespectatori care își vor aminti vibrațiile fiecărei litere în parte. E vibrație 5, F vibrație 6, A vibrație 1, N vibrație 5, P vibrație 7, A vibrație 1, T vibrație 2, R vibrație 9, I vibrație 9, C vibrație 3, K, L, ca vibrație 2. Ca de la kilogram. Asta, capa. Și acum, adunăm separat vocalele, separat consoanele. 6, 9, 5, 1, 9, 5, 7, 1, 8. Va fi extraordinar puștul ăsta. Are comportament cu vibrație 8. Comportament cu vibrație 8 este comportament militaros. Va fi foarte atent la detalii, va fi, culmea este, el se va plictisi foarte repede, pentru că are în cifra destinului cifra 5, este 6 din 1 și 5. Se va plictisi repede pe de o parte și tinde să fie cu capul în nori. Dar comportamentul acesta cu vibrație 8
îl va ajuta și îl va determina să fie și mai responsabil, să fie și mai atent la detalii, să fie și mai implicat, să fie și mai ambițios și chiar militaros. S-ar putea duce și către o carieră militară sau către o carieră ce presupune foarte mare atenție la detalii. Ce își va dori el? Își va dori să cunoască mai bine sufletele oamenilor, să le poată pipăi sufletele. Ar putea ajunge să-și dorească să devină psihiatru, psiholog, cine știe, filozof. Cum îl văd ceilalți, cum îl vor vedea ceilalți, cum îl vor percepe ca fiind un lider, pentru că cifra consoanelor sale este 1, iar cifra vocalelor este 7, cea despre care vă spuneam că ne povestește despre ceea ce își va dori el să fie în viață, despre ceea ce visează el, ceea ce vrea el să realizeze, să se cunoască mai bine, să-i cunoască mai bine pe cei de lângă el. Există și o cifră a personalității. Cifra personalității este cumulul dintre caracter, cifra destinului și comportament, care este cifra numelui complet și ne arată ce va reuși cel mai bine Patrick, cel mai ușor Patrick să facă în viață. Haideți să vedem. 6 plus 8 este egal cu 14, cifra personalității este 5, se mai numește și cifra energetică. Ce să vă spun? Puștul ăsta va reuși să facă în viață ce vrea el, pentru că cinciul se transformă în ce vrea el, când vrea el, cum vrea el. Este un puști cu niște calități extraordinare pe care părinții n-ar trebui să-l canalizeze de mic, eu știu, către o anumită profesie, să spună: mamă, am auzit eu că avocații ăștia câștigă bine, du-te, mamă, și fă-te avocat. Este drept că puștul are niște calități care îl vor ajuta să se transforme în ce vrea oricine. Dar el poate înmagazina, el poate acumula atât de multe informații încât ar fi păcat ca de la început, de micuț, să-l oblige să învețe sau să se ducă doar pe o anumită direcție. Are calități extraordinare, are calități nebănuite. Chiar dacă îi lipsește ceva, haideți să-i zicem, dacă îi lipsește ceva, atunci îi lipsește cifra 3, care este cifra norocului. Dar, pentru că este muncitor, am putea spune că nu va avea nevoie de noroc. Pentru că îl are pe 5, atât în cifra destinului, cât și în cifra energetică, în cifra personalității, poate fi ceea ce trebuie la momentul potrivit, din nou și foarte convingător, iar nu mai are nevoie de noroc, pentru că îi rezolvă pe toți cum vrea el, când vrea el, în ce fel vrea el. Iar, abia acum am ajuns la calea lui în viață, drumul pe care, cu siguranță, el va simți că trebuie să-l urmeze în viață. Cifra obiectivelor se numește în numerologie, obiectivelor, este 8, carieră militară. Sau, deci ar putea fi carieră militară sau s-ar putea duce către finanțe, bănci, că îi plac banii. Va fi cam zgârcit. Va cheltui pentru el foarte mult, dar când va fi vorba să dea finanțe, bănci, va simți de departe, poate deveni un extraordinar om de afaceri. Sau carieră militară, finanță, bănci sau chirurg. Și dincolo de toate astea, peste toate astea, se poate duce pe o carieră universitară, profesor universitar, pentru că 6 din cifra destinului său înseamnă dascălul, profesorul. Ați descris acolo un copil care se pare că moștenește exact părinții. Cunosc, da, pe tatăl copilului și, într-adevăr, va avea în același fel. Ca toți dintre noi, toți cei care să sperăm că vom ajunge la vârsta de cel puțin 65 de ani, va trece prin 4 momente cruciale, va avea 3 perioade foarte importante în viața lui. Haideți să calculăm pe scurt primul moment crucial, dacă are cifra destinului 6. Primul moment crucial se calculează funcție de cifra destinului și atunci vom vedea. Primul moment crucial, spre exemplu, pentru cel care are o cifra destinului 9, începe la 27 de ani. Pentru cel care are o cifra destinului 8, începe la 28.
7:29, 6:30. Deci primul moment crucial pentru Patrick va începe la 30 de ani și va fi extraordinar. Dragi părinți, să știți că este un moment crucial cu vibrație 8, ambiție, bani, realizări profesionale și financiare extraordinare. Următorul moment crucial la 39 de ani, asta pe scurt așa, 5, 7, cu 4, 11, 2, cu vibrație 2, parteneriat, prietenie, deci deocamdată nimic rău, chiar foarte bine. Celălalt moment crucial de la 48 de ani cu vibrație 1, funcție de lider, de șef, și cel din urmă moment crucial la 57 de ani cu o vibrație, haideți să calculăm, 4 cu 7, 11, tot cu vibrație 2. Sunt niște fericiți acești părinți pentru că, de fapt, aceste momente cruciale nu sunt neapărat niște cumpene. Știți, bătrânele noastre spuneau, vai, maică, ai avut o cumpănă. E bine, nu se pune problema acestor cumpene. Sunt momente foarte importante pentru noi care nu sunt neapărat pornite de noi. Nu noi le pornim, nu depind de dorințele noastre, ci așa ne influențează. Viața noastră se schimbă în bine sau în mai puțin bine, dar se schimbă pentru o perioadă de 9 ani și foarte, foarte important. Ei bine, acest copil va fi ferit de momente cruciale neplăcute, ceea ce este extraordinar. În prima perioadă a vieții sale, până la 30 de ani, pentru că există și trei perioade foarte importante care ne influențează, aceste trei perioade sunt ca niște camere, să zicem. În prima parte a vieții, funcție tot așa de cifra destinului, deci la el între 0 și 30 de ani, să zicem că stă într-o cameră, stă în camera copilului. Și este așa, din tavan, influențat de vibrațiile astea, care sunt vibrațiile 4, care înseamnă vibrația muncii, a realizării, a faptelor concrete, a stabilității, a seriozității, tot ceea ce va face va fi serios și stabil. După 30 de ani, pentru o perioadă de 27 de ani, atât durează a doua perioadă a vieții sale, din nou vibrație 4. Deci între 30 și 57 de ani, încă o vibrație 4, din nou muncă, din nou seriozitate, din nou stabilitate, acumulare de bunuri de natură materială, eu știu, casă, mașină. Ce o face, dar foarte, foarte importante. Și după 57 de ani și până hăt-hăt, când o vrea Doamne, Doamne, este cea de-a treia perioadă a vieții, care va avea, într-adevăr, pentru el o vibrație 7. Se pare că se va sătura de toți. După 57 de ani se va sătura de toți și va spune că el vrea singur, se va retrage, va fi ciufut, se va duce la pescuit, eu știu pe unde, undeva, unde va căuta singurătatea. Să sperăm că nu se va duce chiar la mănăstire, totuși. Dar este un copil deosebit și mă bucur pentru acești părinți și îi felicit și mă bucur și pentru dumneavoastră că ați avut o astfel de bucurie ca odată cu ziua dumneavoastră de naștere să vină pe nume un băiețel, un prieten. Un prieten. Da, da, da. Și să trăiască. Mulțumim. Și să fie fericit. Da, da. Mulțumim. Și acum îmi dați voie să continui? Vă rog, doamne. Haideți să continuăm. Rămăsesem la domnul primar Valentin Vrabie, la cifra destinului dânsului, la cifra zilei de naștere și la cum este, nu? La cum este, că spuneam că preferă să muncească din greu la el acasă decât să slugărească prin vecini. Și apropo de muncit la el acasă și slugărit prin vecini și apropo de faptul că anul acesta este un an cu vibrație 7, un an în care se întâmplă multe lucruri ciudate, un an în care suntem mai ciudați, un an în care suntem mai ciufuți, un an în care nu ne mai înțelegem unii pe alții, un an în care se întâmplă lucruri neașteptate. Ei bine, taman în acest an, domnul primar Valentin Vrabie, după ce a acumulat dânsul așa supărări mari și multe, s-a gândit să iasă în stradă. Trebuie să recunosc că la început, și dânsul știe foarte bine, am fost tristă. Când am auzit că vrea să iasă în stradă, am fost tristă. Am zis, Doamne, ce face, se transformă primarul Vrabie într-un gavroș. Cum să-l vezi gavroș pe Vrabie? Cum să-l vezi pe Vrabie care este scrobit, care este pus la punct, care este cu de-aia în mână strigând, noi vrem război, noi nu-l mai vrem. Ei, am avut o surpriză plăcută, domnule primar. Am avut o surpriză tare plăcută, la drept vorbind, ceea ce presupuneam eu că aveți dumneavoastră de gând să faceți,
nu cadra cu felul dumneavoastră de a fi. Dar ceea ce s-a întâmplat acum, mai că m-a liniștit. Adică a fost o chestie extraordinară, chiar o surpriză. Chiar seamănă foarte mult ceea ce ați făcut dumneavoastră cu anul în care ne aflăm. Am avut parte și de credință, am avut parte și de liniște, am avut parte de oameni pioși, de oameni liniștiți, care au fost cu foarte mult bun simț și cu foarte multă durere. Totuși, na, de ce l-ați făcut atâția ani și tocmai acum v-a găsit? Pentru că au trecut deja 6 ani de zile de când eu sunt primar, de când în localitatea aceea sunt atât de multe nevoi și au avut loc atât de multe alegeri la care au venit atât de mulți politicieni pe care oamenii din Peștera i-au votat atât de mult, vedeți, atât, pentru că e o comună cu un standard, cu un nivel ridicat de realizări. Vorbesc de realizări politice, procente peste 90%, iar trecând 6 ani de zile și mai ales după anul trecut cu inundații, știți foarte bine prin ce negazuri am trecut și indiferența la fel comportamentală a politicienilor, e un drum județean între Peștera, Ivrinezul Mare, Ivrinezul Mic, care este un drum riscant, care au loc accidente zilnice, care, Doamne ferește, se duce un pacient, trebuie să ajungă o salvare la un pacient, are șansa să are mari, mă rog, există posibilitatea ca salvarea să nu poată ajunge din cauza acestor gropi și dacă ajunge totuși până se întoarce la spital să nu ajungă în timp optim sau, Doamne ferește, arde o casă, se întâmplă o nenorocire de acest gen în aceste sate, mașina de pompieri nu poate ajunge din cauza acestor drumuri. Și spuneam, toate aceste nemulțumiri sau cum să spun, s-au acumulat. Eu, ca și om, știind că mai mult din funcția aceasta și posibilitățile financiare care îmi sunt la îndemână la primărie, nu pot face mai mult, am făcut apel la a protesta într-un anume fel în fața Consiliului Județean, instituție care are obligativitatea, pentru că este la fel de responsabilă ca și mine de Comuna Peștera, are obligativitatea de a compensa atunci când apar probleme de acest gen. Cum v-am povestit, întâmplările nefericite din anul 2013. La această propunere a mea au dat curs, după cum știți, peste 1000 de oameni. Am avut parte de piedici, de tot felul. Asta vroiam să vă întreb. Ați avut probleme? Vi s-a întâmplat, nu știu, să se spargă roata a mașinii, să aveți pană, să nu vină nu știu cine, să n-aveți autocare, să... Da, în primul rând, niciun operator de transport din Constanța nu ne-au dat niciun autocar, pentru că... E bănuiesc, erau foarte ocupați. Nu, teroarea în care se trăiește în județul ăsta a ajuns la culmi inimaginabile. Apoi am reușit cu chiu cu vai să luăm autocare din alte județe, pentru că era tot în curs săptămânii și în alte județe, 21 de autocare. Da, dar Constanța e un județ mai mare, așa, și... Am înțeles. Cum ziceți e mai greu de... Așa este, e mai greu. E mai terorizat Constanța, în sfârșit. Nu, e foarte aglomerat și... Păi da, dar eu am închiriat pentru alte acțiuni mijloace de transport din Constanța și mi s-au pus la dispoziție fără probleme. Când au auzit că trebuie să aduc 1000 de oameni în fața Consiliului Județean unde să ne manifestăm... S-or fi speriat. Păi vedeți, atunci nu mai e vorba Și eu m-am speriat. Da? Da, și eu m-am speriat prima dată când am auzit, trebuie să recunosc. Și vreau să spun că da, ați avut dreptate, am avut și un ghinion, s-a stricat și un autocar chiar la intrare în Constanța, dar cu toate astea s-au mobilizat, oamenii s-au dus în alte autocare, deci am ajuns acolo unde ne-am propus. Fantastic. Acolo ne-am comportat altfel, după cum poate... M-ați comportat civilizat, extraordinar, nu doar civilizat, ci ciudat pentru... Nu ciudat, așa trebuie. Neașteptat pentru politica de 24 de ani, care noi ne-am dus acolo în loc de pietre, ne-am dus cu flori, în loc de huiduiel și înjurături, ne-am dus cu rugăciuni, chiar toți era chestia aia frumoasă pe care o spuneați dumneavoastră la un moment dat. Am fost eu odată la dumneavoastră și o spuneați, fiecare dă ceea ce are.
nu mai țin minte exact povestea, un bogătan i-a dat unui sărac un coș Așa cu este, gunoi a dat un să-l... coș cu gunoi, da? Și săracul a luat coșul de gunoi, l-a curățat, l-a aranjat și l-a umplut cu flori și l-a dăruit înapoi. Concluzia este că bogatul întotdeauna nu-i pasă și uite, omul simplu, exact fiecare dă ceea ce are în suflet. Sigur. Și în suflet, oamenii din Comuna Peștera au avut bunătate, bun simț, așa cum, mă rog, cei care au avut ocazia să-i cunoască au descoperit. Dezamăgirea mea este că comportamentul inșilor de acolo a fost jignitor la adresa noastră. Noi n-am văzut, m-am uitat la filmări, dar noi dar tot n-am prins. Ne ținem în continuare bunul simț și... S-a luat vreo măsură ceva? S-a întâmplat ceva după manifestarea aceasta a dumneavoastră? S-a cam întâmplat, că s-au cam supărat politicienii, să spun, că obișnuită țara aceasta, care este învrăjbită de politicieni, de partidele politice, unii instigă împotriva altora, înjură, huiduie, noi ne-am prezentat cu totul și cu totul altă ipostază, în ipostaza normală, umană, lucru care i-a speriat și au zis, nu trebuia să apară așa ceva, nu trebuia să apară o comunitate unită, să dea un exemplu că se poate, că oricât nu ai da unui om bani, nu banii sunt totul pentru el, ci respectul în primul rând. Noi inclusiv de respect nu am avut parte în Comuna Peștera, nu mai spun de resursele care ni se cuvin, că nu am cerut niciodată ceva ce nu ni se cuvine, atâta timp cât noi am dat coșul cu flori, cum spuneam. O dezamăgire totală, de fapt, la acești oameni nu pot să le cer altceva, că așa sunt în sufletele lor. Nu știu, pe mine, Doamne Dumnezeule, m-a ferit Dumnezeu de patima asta politică, iar meseria, aș putea spune, pe care o practic, dincolo de faptul că sunt psiholog, eu sunt în primul rând numerolog, pentru că asta fac de foarte mulți ani. Pe mine numerologia mă ajută teribil și mă ajută să văd acea parte frumoasă din oameni. Și aș putea spune că în numerologie nu există calități și defecte, există doar calități. Depinde cum reușești tu să folosești acea latură a oamenilor. Și atunci aș putea spune că sunt tristă, sunt abătută, ori de câte ori văd că oameni care au potențial, oameni care au acele calități ce pot fi folosite, ajung să se războiască, ajung să nu se înțeleagă, oameni care teoretic s-ar putea înțelege. Pentru că au calități, dar nu au calitatea înțelegerii, vedeți? Vor avea calități, dar undeva au un defect foarte mare. Da, altfel ar fi trebuit să se înțeleagă. Numai că nu vedeți în politica aceasta, jos ăla, fără cred să că, de fapt, politica este vinovată în cele din tocmai urmă. Tocmai de acesta și protestul este un început și sper și văd că a și luat amploare foarte mult, neașteptat de deci, repede. Repet, nu oamenii, cât politica. Asta spuneam, politica a ajuns mult prea departe în administrația publică locală. Politica nu are ce căuta aici. Asta va trebuie determinat. Trebuie depolitizarea administrației publice locale. Această politică sau politica în general este o mizerie. Și o spun în adevăratul sens al cuvântului. Păi dumneavoastră nu mai sunteți, să zicem, om politic. Dar nici n-am fost, niciodată n-am avut o funcție politică. Am fost un simplu membru de partid. La Megidia lăsați, ați pus pe picioare organizația aia PSD din Megidia, ați pus-o pe picioare. Da, am fost interimar într-o perioadă, nu, adică am pus umărul la treabă și da, într-o organizație de partid. Eu și am fost într-o perioadă suficient de apropiată de oamenii din acea organizație, întrucât tatăl meu, care este din Megidia și care are și el așa o vârstă, anul acesta împlinește 84 de ani, dar cu ani în urmă era și el mai în putere, făcea parte din acea organizație PSD și a fost foarte apropiat de ea. Sunt oameni deosebiți în Megidia. Oameni deosebiți sunt peste sunt tot, peste să știți, tot. Doar trebuie să conduci și bine. Politica trebuie este vinovată exact, din politica nou pentru că ne împarte, nu știu de ce, în bun și răi, în alb și negri. În politică, să se facă pe străzi, responsabil de stradă, responsabil de colț, responsabil, adică atât de mult ne-a înveninat și ne înveninează. Și să știți că în toate partidele acestea sunt strategiile, pentru că am fost în partid. De când nu mai sunteți?
Păi din 2009, de când... Oho! De Cum din când... 2009? Păi... Din În 2009 2009 nu s-au mai rupt suntem. relațiile, lanțul de iubire între mine și domnii de la județ, care voiau să Și. supun și Comuna Peștera așa cum au Am înțeles. pus ei stăpânire pe tot. Și eu Și nu am fost de acord. independent de când ați ieșit de tot din Păi lanțul politic, nu am putut să v-ați plec eliberat. și din partid pentru că pierdeam mandatul la vremea Da, respectivă. da, 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 Dar nu da. că mi-era teamă că nu mai A. ajung primar, ci pentru că era o perioadă de luni de zile și... Deci ați fost obligat să rămâneți în partid până Da, la total finele independent de mandatului. legătură politică, sigur. Și în 2012 am candidat Ați independent. candidat independent. Da, și na, Și rezultatul a rezultatele fost că sunt. abia am luat Da, 95%. greu. Greu, greu. Greu. Și să știți că m-am acuzat foarte tare, m-am supărat pe mine atât de tare că am luat 95%. De ce? Mă acuzam, oare ce nu am făcut pentru cei 5% de nu m-au votat? Păi ei nu sunt supărat, eu sunt de vină pentru tot ce s-a Păi întâmplat. stați Și tocmai puțin, de aceea vreau să chiar să fac. vă iubească toată lumea, ce Păi înseamnă Dumnezeu. că eu nu am făcut și pentru ei ce trebuia. Aha, Ăsta este nemulțumirea mea. asta era. Da. Domn primar, am aici o ceva. Am aici o ceva pe care mă uit și văd o mulțime de proiecte. Eoliene, 1,3 miliarde de euro. Doamnă, Primarul. astea erau povești care, începând din 2012, de când ele trebuiau să înceapă construcția lor, prin tăierea certificatelor verzi, stau în stand-by, Extraordinar. da, stau în stand-by, șanse mari, altă viață, s-ar fi schimbat total viața locuitorilor din toată comuna, peste 800 de locuri de muncă, peste 3 milioane de euro buget la nivel local, bani de Da. unde am fi putut să... Păi aveți sau nu aveți eoliene? Avem doar 30 de turbine, dar trebuiau 300 construite. Nici 10%, vedeți? Păi da, dar am înțeles că acum banii nu se mai duc la... Acum nu se mai duc, da. Deci... Deci ca și cum nu mai se... Ați Dar fi muncit măcar, oricum nu, degeaba. dar cream locurile de muncă. Ah, da, aici aveți dreptate. Crearea locului de muncă înseamnă cu adevărat redarea demnității oamenilor. Eu așa văd un om demn, un om care are servici, un om care își câștigă singur venitul și atunci când îi dă copilului lui un ban, îl ajută cu ceva, îi dă cu o demnitate. Și copilul îl privește cu așa respect pe părintele ăla, încât asta este familia în care ar trebui să creștem copiii și să perpetuăm specia asta Dați o care... naibii de treabă și primarul anului în 2012 și Băsescu, care a venit, președintele Băsescu, nu Nea Mircea Băsescu, președintele Traian Băsescu, care a venit tot în 2012, În 2013, în 2013 a venit, da, a 2013 venit la Peștera. să mă felicite, pentru că eu fiind primar independent, să mă felicite, pentru că în județul Constanța, nu vedeți dumneavoastră, sunt dat la capitolul așa, nu, nu-l urmați pe Vrabie, Vrabie nu trebuie să le redai oamenilor demnitatea, să aibe pretenții. Lasă-i umiliți ca să-i poți Aveți vreo manipula. legătură cu PMP, vreo legătură cu viitorul partid în care se va Nu am, doamnă. implica președintele Traian Băsescu sau vreo chestie Deci, dintre asta? am spus-o și Se o repet. vorbește. Nu am să intru în PMP, nici în PNL, nici un partid politic. Voi Pentru merge că pe linia aceasta riscați administrativă. să deveniți din nou slugă la dărloagă. Da, și nu mai ai timp să te ocupi de problemele oamenilor, trebuie să răspunzi la apelul politicului. Și îmi doresc, și este un principiu pe care sper să participe, la care sper să participe cât mai mulți primari care vor cu adevărat să facă pentru oamenii lor ceva, să depolitizăm administrația publică locală. Primarii să nu mai facă parte din partide politice, cu atât mai mult să fie președinți de organizații, adică să aibă rolul acela, ca pe vremea lui Ceaușescu, primarul nu este ales oamenilor, ci este reprezentantul unui partid politic și face ce vrea partidul, nu ce are nevoie cetățeanul, ceea ce e grav. Și uitați în 24 de ani de politizare unde s-a dus cu politica aceasta. Apropo de asta, de politică și de faptul că dumneavoastră sunteți independent de ceva timp, faptul că sunteți independent v-a adus mai mulți prieteni în rândul primarilor sau... Doamnă, eu sunt convins că toți primarii ar dori să aibă lejeritatea asta, libertatea asta de acțiune. Dar, nu știu, ceva undeva nu înțeleg nici eu, ori depind de ceva, ori sunt prinși undeva, ceva nu-mi dă mie la socoteală. Că altfel ar fi trebuit și s-ar fi întâmplat totul într-o scânteie. În 24 de ore, dacă toți primarii ar vrea cu adevărat și ar muri de grija oamenilor, am face această asociația primarilor, această unitate a primarilor care cu adevărat ne dorim binele întregului județ. Sunt primari care la început, eu sunt la partidul cu tare și voi pleca cu picioarele înainte, dar nu-ți mulțumi, adică ți-ai pus pe ce, ți-ai
pus eticheta aceea de... Păi nu, nu, nu e bine. Păi da, da, și dumneavoastră la început v-ați pus-o și abia doamna, pe cetea și după aceea v-ați dat seama că... Nu am fost președinte de partid, înțelegeți? Da. Am fost un simplu membru. Nu am fost în funcții. Aceștia care trebuie să facă politică, să facă politică și nu trebuie să implicăm în primării sau în Consiliul Județean, pentru că totul pornește de la Consiliul Județean. Politizarea excesivă a Consiliului Județean impune, pentru că acolo sunt resurse, obligatoriu, că altfel nu primești resurse. Da, cred dacă că nu... asta se întâmplă în fiecare județ al țării, și asta din trebuie păcate, să dispară, doamna. Fericire. Trebuie să dispară în toată țara. Uite, mă uit la colegii mei, domn primar, mi s-a terminat emisiunea. Nu se poate. Asta domn este. Primar... Sunt atât de multe de spus și oamenii au atât de multe nevoi și sunt lăsați atât de batjocoriți încât... Da, da. Cred că până la urmă, repet, dragi telespectatori, oamenii au calități, nu au defecte, oamenii ar trebui să se înțeleagă între ei, în cele din urmă politica strică și nu politicul și nu oamenii. Haideți să încercăm să ne înțelegem mai bine, chiar dacă acest an 2014 este un an mai nesuferit așa. Ne vedem noi săptămâna viitoare de la orele 5 la orele 6.30, adică 17.30 la emisiunea 1, 2, 3 Milena, cu mare drag pentru dumneavoastră, o săptămână frumoasă. La revedere!